Jurnalist cu studii la Sorbona, Irina Bosighic a lucrat 2 ani la BBC și alți 8 la agenția Reuters. Experiența jurnalismului anglosaxon a marcat-o profund și a adus deopotrivă satisfacții, dar și anumite îngrădiri și discriminări. Am fost formată în cele mai bune organe de presă din lume. Și de asta, când am încetat să mai lucrez la Reuters, nu m-am întors în jurnalismul francez, pentru că nicăieri nu cred că se mai poate lucra în alte condiții decât cele pe care le-ai cunoscut când ai făcut jurnalism anglosaxon timp de 10 ani. Deci, de o calitate extraordinară și impecabilă, o probitate, o deontologie care nu există, cred, în altă parte. Nu aveam voie să fim invitați de una din sursele noastre la masă. Trebuia să refuzăm. Eu eram femeie, deci foarte des vreau persoanele cu care eram să mă invite. Nu aveam voie să fim invitați, pentru că nu aveam voie să depindem bănește de nimeni. Eram un organ de presă independent, care era, de altfel, pe când eram eu la Reuters, a trecut în bursă și aveam acțiuni. Noi, jurnaliștii, nu eram deținuți de nimeni, de niciun capital. Mă simțeam atât de liberă, cum nu există, nu exista nici autocenzură, nici ce se poate spune și ce nu se poate spune, din contră, ce nu se poate spune, aia trebuie spus. Era fantastic, dar eram tratați, tratate, femeile și mai rău, dar în general eu nu apăream acolo ca româncă decât la sfârșit, când am venit în România pentru niște reportaje, dar eram percepută ca o franțuzoaică și oricine care nu este englez nu era la fel tratat, era clar, asta era clar. Dar găseam că și pe englezi Reuters nu-i trata cum ar fi trebuit să-i trateze, în sensul că dacă cineva vorbea chinezește, îl trimitea la Buenos Aires. Adică în loc să le pună la dispoziție faptul că au o competență lingvistică foarte rară, li se părea că poate asta îi va face să manipuleze informația, da, și stabilească și să facă niște niște relații prea strânse. La ce vă referiți mai exact atunci când spuneți că în general cei care nu erau englezi nu erau tratați așa cum trebuie? Nu eram promovați, am avut niște colegi bărbați francezi care au fost trimiși la anumite posturi ca să fie șef de post, pentru că englezii nu puteau să fie. Dar altfel niciodată n-ar fi fost promovat un francez să conducă un birou. Deci a fost promovat un coleg de-al meu la Buenos Aires pentru că fusese războiul din Malvine și deci englezii nu erau bine văzuți. Și atunci Reuters era dirijat de un francez, iar femei nu era nici una. Erau 10.000 de jurnaliști pe vremea aceea la Reuters. Nu era nici una șef de birou și odată a fost o americancă foarte dinamică care în fine și-a făcut loc să fie șef de birou, au dat-o jos în 3 ani. Adică era extraordinar de macist, extraordinar. Și eu care eram însărcinată, am avut 3 copii, pe toți am avut la Reuters și nu eram pusă într-o țară de redacție open space, unde se fuma îngrozitor. Eu tușeam pentru că tușeam, nu spuneam nimic, decât tușeam. Și mi se spunea, ia mai lasă-ne în pace cu problemele tale de femeie însărcinată. Nici măcar asta nu respectau. A fost foarte, foarte dur ca experiență. Și ultima experiență a fost când au fost evenimentele de aici, și au trimis un englez. Și a venit englezul înapoi, după 10 zile, și ne-a povestit că a simțit într-un moment că se întâmpla ceva foarte important, că era o tensiune extraordinară și el nu știa despre ce e vorba și ce se întâmplă și nu știa cui să se adreseze și așa mai departe. Și cred că a ratat scoop-ul. Și atunci m-au trimis pe mine. Am stat 10 zile, nu mai mult, și am scris mai multe, nu numai reportaje, dar am scris și niște features, care un fel de articole mai lungi.
și cu un unghi mai personal. Și atunci au făcut un fel de culegere a acestor articole și au scris un fel de introducere a lor pe firul Reuters că Irina Bosighica, de origine română, s-a întors în România după 17 ani și iată impresiile ei. Colegii mei bărbați englezi de la Reuters au zis: ha, dar ai devenit o star, nu știu ce. Nu, a pus foarte repede steaua și când a fost vorba să fie deschis un birou aici, nu m-au trimis pe mine. Deci le-am spus la revedere, în condițiile astea, eu nu mai lucrez cu voi. Pentru că înseamnă că vă risipiți niște resurse umane care poate pot fi valorizate în altă parte. Și am plecat. Mi-a părut rău, dar acum nu-mi pare rău. Ce vi s-a transmis în special că trebuie să țineți cont? Care erau principiile BBC și Reuters? Primul principiu era multiplicitatea surselor. Niciodată nu aveam voie să avem o singură sursă. Niciodată. Nici la Reuters, nici la BBC. Trebuia să avem mai multe surse și asta era o regulă care nu putea fi trecută. Și mi-aduc aminte de un moment în care pe radiourile din Franța erau date niște știri cum că ar fi murit ministrul apărării al Uniunii Sovietice și telefonau toate redacțiile din radiouri și de la ziare și peste tot. De ce Reuters nu dă această știre? De ce nu o dați? Pentru că ei lor le convenea să aibă mai multe agenții care dau aceeași știre, că era ceva solid. Și cum? Păi uite, France Press a dat-o, AP a dat-o, de ce nu o dați? Și noi spuneam la Londra: domne, ce se întâmplă? Și Londra spunea: noi avem reporterul nostru, corespondentul nostru, nu are confirmare. Îi trebuie mai multe surse, nu are confirmare. Noi nu dăm. Păi da, dar pierdem cursa, că noi eram tot timpul în competiție cu France Press și cu AP și... Asta e, nu o dăm. Și nu s-a dat. Și jumătate de oră a trecut, o oră a trecut, Reuters nu dădea știrea. Și până la urmă știrea era falsă.